Să ai mai multe pensii e mai bine decât să ai una singură. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de Risc, o emisiune dezbatere în care o să discutăm astăzi despre românii care, iată o veste bună, au primit deja 1 miliard de lei din zona pensiilor private. Mie îmi place să le spun pensii suplimentare, administrate privat, așa că dacă o să mă auziți spunând asta, să știți despre ce este vorba. Invitatul nostru de astăzi este Mihai Bobocea, este purtător de cuvânt al APAPR, Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România. Bine ai venit, Mihai, și mulțumesc că ai răspuns invitației noastre. Mulțumesc și eu pentru invitație și salutări tuturor privitorilor noștri. Da, e bine că spui privitori, pentru că emisiunea este și pe YouTube, și pe Facebook, și pe unde radio, și pe internet. Alături de noi se află Andreea Radu, este redactor șef la publicațiile Xprim, Asigurări și Pensii. Andreea, fă-ne o scurtă introducere în subiect, te rog. Bună ziua și bun găsit! Și pentru că vorbim de pensiile private, am zis să vin cu câteva cifre cheie din acest domeniu. Și vedem că pe pilonul 2 de pensii private obligatorii avem 7 fonduri și acestea aveau active nete în valoare de peste 87 de miliarde de lei la finalul lunii septembrie și un număr de peste 7,7 milioane de participanți. În același timp, pe pilonul 3 avem 10 fonduri cu active nete de peste 3,3 miliarde de lei și undeva la 554 de mii de participanți. Referitor la plățile făcute de aceste fonduri, cum spuneai și tu, Sergiu, le-aș ruga pe Mihai să ne dea câteva detalii atât pentru pilonul 2 cât și pentru pilonul 3. Mulțumesc frumos, Andreea. Da, de curând noi la asociație am comunicat public faptul că sistemul a depășit, să spunem, un prag psihologic, respectiv valoarea de 1 miliard de lei, plăți făcute deja către beneficiarii legale ai acestor fonduri. Asta însemnând atât participanți retrași din activitate, cât și moștenitorii acestora, pentru că știm, potrivit legislației, activele din fondurile de pensii se moștenesc, la fel ca orice alt activ financiar. În total, plățile au depășit 1 miliard de lei de la înființare până în prezent, iar cam 60% din acest volum este realizat de pe pilonul 2, fondurile de pensii private obligatorii, iar restul de 40%, deci 400 de milioane de lei, de pilonul 3, fondurile de pensii private facultative. Numărul total de beneficiari, deci de participanți și de moștenitori, până în prezent a depășit 115.000 de persoane. Deci, practic, în momentul ăsta vorbim de 1 miliard de lei, 600 de mii pilon 2, 400 de mii pilon 3. Ceea ce știm în momentul de față este că dacă la pilonul 3 contribuim în mod voluntar, pilonul 2 este un pilon obligatoriu, dar asiguratul, viitorul pensionar, nu simte că plătește ceva. Pur și simplu o parte din contribuția lui se duce la unul dintre fonduri. Ori e distribuit aleator, ori și la lege singur, poate să se și mute. Asta ca să venim cu câteva elemente. Una din întrebările pe care le-am primit se referă la cum primesc participanții sau moștenitorii plățile din partea fondurilor. Ele vin ca o sumă totală, vin ca o rentă lunară. Ce prevede legea în acest moment? În prezent, ca dispoziții tranzitorii până la apariția unei legi efective de plată a acestor active, funcționează normele ASF și funcționează deja de câțiva ani. Toate plățile realizate până în prezent s-au făcut în baza acestei legislații, iar participanții sau moștenitorii acestora au două posibilități. Fie suma întreagă, acumulată, fie o eșalonare pe 5 ani în rate lunare egale a acestor plăți. Desigur, participanții și moștenitorii acestora trebuie să aibă în vedere și tratamentul fiscal al acestor plăți, care este absolut identic plăților de pensii din sistemul public. Respectiv, sumele care depășesc 2000 de lei lunar sunt impozitate cu 10% cota unică de impozitare. Adică, practic, în momentul în care primești
100 de lei pensie din zona privată, de fapt tu primești 90. 10 lei sunt... Nu, 100 de lei efectiv fiind sub plafonul de 2000, nu se pune problema de impozitare. Aha, deci este același tratament fiscal, pe scurt, ca și la sistemul public de pensii. Uh-huh. Bun, deci ăsta e modul în care îl primesc la pilonul 3, știu că trebuie să atingi vârsta de pensionare ca să primești banii sau să părăsești această lume. Pentru situația de retragere din activitate, situația fericită în care avem vorba de o pensie sau de o pensionare anticipată mai degrabă, la pilonul 2 este vorba de atingerea vârstei de pensii, de pensionare din sistemul public. Deci în momentul în care participantul are o decizie de pensionare din sistemul public, de la CNPP, poate folosi această decizie pentru a se îndrepta către administratorul fondului său de pensii și a avea acces la activul personal. La pilonul 3 e simplu, e vorba de 60 de ani. Deci atingerea vârstei de 60 de ani îi face eligibil pentru accesarea fondurilor acumulate, iar volumul ridicat, relativ ridicat de plăți din pilonul 3 față de pilonul 2, față de ponderea acestora, pentru că la active avem 95% pilon 2, 5% pilon 3, la plăți avem 60%, 40%. Avem foarte multe plăți la pilonul 3 relativ la mărimea pilonului 3, pentru că sunt foarte mulți participanți care s-au apropiat mai degrabă de vârsta de 60 de ani decât de vârsta de pensionare din sistemul public, care e superioară, și aceștia și-au putut accesa economiile realizate în acest sistem. Mihai, ne-ai spus de pensionare. În ce alte situații mai fac plăți fondurile de pensie în acest moment? În cazul nefericit al decesului participantului, atât la pilonul 2 cât și la pilonul 3, fondurile acumulate se moștenesc. Beneficiarii legali sunt cei conform codului civil sau testamentari, după caz, dacă este cazul de așa ceva. La pilonul 2, moștenitorii primesc acești bani, fie în contul lor personal de pensie privată, dacă sunt la rândul lor participanți, asta prevede legislația, fie sub formă de numerar sau altfel de plăți, dacă nu sunt participanți la rândul lor. La pilonul 3, moștenitorii primesc sumele cuvenite la cerere și după completarea documentației specifice, indiferent dacă sunt sau nu participanți la sistemul de pensii facultative. Precizez că este o întrebare pe care o primim relativ des, de ce plățile se fac în contul personal de pensie privată pentru moștenitorii care sunt la rândul lor participanți. Foarte probabil legiuitorul a avut în vedere caracterul de economisire pe termen lung al sistemului și a dorit să încurajeze rămânerea acestor sume în sistem cât mai mult timp și să permită acestor sume să producă rezultate investiționale și pe viitor, nici de cum să îndrepte aceste sume către consum sau alte nevoi. Și pentru că mai este o situație, o să vorbesc și despre situația invalidității, incapacității de muncă și în această situație se pot accesa activele acumulate. În această situație, plata către participant, fie că e vorba de pilonul 2 sau 3, se efectuează în cazul unei decizii medicale de invaliditate de grad 1 sau 2, nerevizuibilă, care să conțină precizări cu privire la incapacitatea de muncă a persoanei respective. Cu această decizie se poate de asemenea accesa activul personal acumulat. Cred că am sărit o întrebare importantă. Nu toți cei care ne privesc și ne ascultă știu cum funcționează un sistem de pensii cu trei piloni. Acum te întreb ca fost jurnalist, cum ne-am putea sintetiza funcționarea acestui sistem cu trei piloni? De ce trei și nu doi? Sau de ce nu e bun ăla cu unul singur, cum a fost și până acum? Mulțumesc de întrebare. Deși au trecut 15 ani de când sistemul funcționează, e tot timpul oportun să trecem în revistă pe scurt principiile de funcționare, astfel ca lumea să se familiarizeze din ce mai mult cu subiectul. Pe lângă pensia de la stat, pensia din sistemul public, sau pilonul 1, așa numitul, unde toți salariații contribuie în prezent pentru a plăti pensiile pensionarilor de astăzi, deci persoanele active plătesc pensiile celor retrase, e vorba de principiul solidarității între generații. Pe lângă acest sistem public de pensii, pilonul 1, România a introdus în 2006-2007-2008, pe model
european și Banca Mondială, un sistem de pensii private cu două componente, pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. Trebuie precizat că statele dezvoltate au sisteme de economisire similare de mai bine de 100-150 de ani. Foarte multe generații apucând deja să se bucure de avantajele acestor sisteme de economisire și de acumulare pe termen lung. Pilonul 2 în România prevede, așa cum ai precizat, faptul că o parte din contribuția deja plătită către sistemul public de pensii, care este în acest moment de 25%, deci acel CAS de 25%, din acea contribuție, o parte de 3,75% se duce către contul personal de pensie privată pentru toți participanții care la data startului sistemului aveau până în 35 de ani. Astfel că acum putem estima undeva la 49, aproape 50 de ani, toți cei care au aproape 50 de ani în prezent sunt participanți la sistemul de pensii private obligatorii, pilonul 2, dacă, desigur, au desfășurat activitate remunerată și fiscalizată, respectiv dacă au plătit, s-au plătit pe numele lor contribuții sociale pentru sistemul public de pensii. Suplimentar față de pilonul 2, avem pilonul 3 de pensii facultative, unde participantul poate să vireze orice sumă consideră în limita a 15% din veniturile sale lunare, beneficiind în același timp și de o deductibilitate fiscală în limita a 400 de euro pe an, atât pentru contribuțiile proprii, cât și dacă angajatorul virează în numele său contribuții, pentru că există și această posibilitate, și angajatorul se bucură de același plafon de 400 de euro pe an. Deci 400 plus 400 de euro pe an, contribuții deductibile la pilonul 3 facultativ. Ai pronunțat niște cifre mai înainte. Ai spus că această contribuție e 3,75%, nu trebuia să fie 6%. Tocmai am citit un articol care spune că din această lipsă, un proprietar de pensie suplimentar a pierdut deja 21-22% din ceea ce ar fi putut avea. Da, din nefericire, evoluția cotei de contribuție virate către pilonul 2 a avut un traseu mult mai puțin predictibil decât ar fi fost firesc după legislație. Legea a fost modificată în repetate rânduri și procentul care ar fi trebuit virat a fost întâi întârziat, apoi redus. În prezent suntem la acest 3,75%, trebuia să fim 6%, sau mai precis, după reforma fiscală din 2017-2018, ar fi corespondent procentului de 5% după noul salariu brut, să spunem. Din păcate, această diferență față de scenariul inițial avut în vedere de legiuitor atunci când sistemul a pornit la drum în 2007-2008, acest spațiu se lărgește pe zi ce trece și am citit și eu analiza membrului în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale, care a publicat aceste cifre. Într-adevăr, e vorba de o diferență de cel puțin 20% între scenariul în care suntem în prezent și scenariul de bază avut în vedere la lansarea sistemului. Speranța este că pe viitor această diferență poate fi redusă prin continuarea creșterii contribuției, așa cum România deja și-a asumat în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, PNRR. O să vorbim imediat și despre PNRR. Eu vă reamintesc că ne aflăm la Ora de Risc. Discutăm despre români care, iată, au primit deja 1 miliard de lei din zona pensiilor private, 60% din cele de pilon 2, 40% cele de pilon 3, cele voluntare. Alături de noi se află Mihai Bobocea, purtător de cuvânt al Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România. Dacă nepurtarea centurii de siguranță atunci când conduceți îți dublează riscul de deces, spun statisticile, lipsa pensiei de pilon 2 sau de pilon 3 îți cam dublează sau triplează riscul de a trăi sărac. Revin la cifrele pe care le-ai prezentat. Nu sunt prezentate, ele sunt prezentate de o persoană cu o puternică relevanță. Este în BNR omul cu pricina, în Banca Națională a României. Are studii de specialitate și a făcut niște calcule foarte exacte. Această pierdere
simt eu, jurnalistic și cetățenește vorbind, că ar putea fi compensată printr-o creștere ulterioară a contribuției. Eu aș vota pentru să o ducem undeva la 8, la 10%, nu știu cât ar fi rezonabil, nu dintr-o dată, ci gradat. În anii care au trecut, Mihai Bobocea, cea mai mare provocare prin care au trecut pensiile suplimentare, pensiile private de pilon 2, a fost aceea de, cu ghilimele de rigoare, de naționalizare. Aproape în permanență, lumea politică a încercat să acceseze acești bani. Slavă cerului, n-au reușit. Care sunt provocările care se confruntă în prezent operatorii din zona fondurilor de pensii și indirect și cetățenii? Noi sperăm că episoadele pe care le-ai menționat, Sergiu, sunt mult în spatele nostru și că sistemul se află deja pe baze mai solide, pentru că a demonstrat în repetate rânduri, la rândul său, reziliență, atât în crizele financiare și economice pe care țara noastră și lumea financiară globală le-a traversat în ultimii 10-15 ani, cât și în fața efectelor induse, să spunem, de decizii politice mai puțin inspirate, așa cum a fost cazul în ultimii ani, așa cum precizai. O ancoră de stabilitate foarte importantă în această direcție, considerăm că este chiar Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, pe care România l-a transmis deja Comisiei Europene, iar acesta a fost aprobat, și care prevede continuarea creșterii și dezvoltării predictibile a pilonului 2 de pensii private, în principal prin creșterea nivelului de contribuție de la 3,75 în prezent până la 4,75 în 2024 și continuarea diversificării orizontului investițional pentru a permite fondurilor de pensii să contribuie mai direct, mai nemijlocit, mai consistent la creșterea economică și crearea de locuri de muncă, proces în care noi, ca industrie, suntem implicați și în prezent. Suntem, după sistemul bancar, principalul finanțator al datoriei publice prin emisiunea de titluri de stat. Suntem principalul acționar la modul colectiv, pilonul 2-3, la principalele companii listate la Bursa de Valori de la București. În total, 25%, deci un sfert din activele existente în pilonul 2+3, în prezent sunt investite la Bursa de Valori de la București, astfel că nivelul total al deținerilor se apropie de 4 miliarde de euro. E o sumă importantă, suntem principalul acționar al tuturor companiilor majore, de stat sau private, listate la Bursa de Valori București, un element de stabilitate pe piața de capital și sperăm să putem să ne păstrăm acest rol. Românilor le plac foarte mult aceste pensii suplimentare pe care urmează să le primească, fie că sunt voluntare, fie că sunt obligatorii, mă refer pilonul 3, pilonul 2. În presă au circulat inclusiv speculații cum că operatorii din domeniul pensiilor private ar fi bine să se apuce să construiască autostrăzi sau să financeze construirea de autostrăzi. În baza cărei logici se cerea asta și ce li se poate răspunde La această propunere mai ciudată, să spunem? E ciudată pentru că, să spunem, că nu avem precedente în țară, însă în statele dezvoltate, în principal membri OECD, există antecedente în această direcție, fondurile de pensii, la fel ca mulți alții investitori instituționali respectabili, în parteneriate cu instituții cu expertiză în domeniu, respectiv BERD, de exemplu, sau Fondul European de Investiții sau alte instituții similare, pot contribui, pot aloca fonduri care să se ducă inclusiv în dezvoltarea de infrastructură, pentru că este nevoie de infrastructură și nu doar rutieră, ai pomenit autostrăzile în România, ci și infrastructură energetică, de exemplu. Toate aceste proiecte, dacă sunt puse bine pe hârtie, realizate cu seriozitate, cu studii importante în spatele lor, dacă există parteneri instituționali cu expertiză care să sprijine aceste proiecte, de exemplu BERD, de exemplu Banca Mondială prin IFC sau alți instituționali serioși, desigur și fondurile de pensii se pot alătura cu o parte din activele lor pentru a cumpăra fie bonduri de proiect, fie acțiuni la companii
specializate în această direcție, fie unități din fonduri de infrastructură. Există numeroase posibilități în această direcție. Important este ca acele proiecte să fie serioase, rezonabile, în principal să poată să producă randament pentru participanți, pentru că decizia de investire din partea fondurilor de pensii vine în urma unei analize foarte riguroase care privește atât posibilitatea de câștig pentru participanți, deci oportunitatea de randament, cât și condițiile de risc. Nu o să vedeți fondurile de pensii nici în România, nici nicăieri în lume, în principiu, pentru că profilul lor de risc este mai degrabă conservator. Fondurile de pensii nu or să se aventureze în investiții cu semnul întrebării, să spunem așa, fie că e vorba de infrastructură publică sau alte companii de genul acesta. Din toate informațiile și cifrele date până acum, am văzut cât de importante sunt pensiile private pentru perioada pensionării, pentru noi toți. Și de aceea, Mihai, te întreb cât de mare este nevoia de informare și educație financiară în zona pensiilor private. Am văzut că nu toată lumea cunoaște detaliile specifice acestui segment de economisire pentru perioada de pensionare și aș vrea să știu și APAPR ce face în acest sens. Mulțumesc! Anul acesta, de fapt chiar în această perioadă, este al patrulea an consecutiv în care noi ca asociație desfășurăm o campanie națională de informare și de, spunem noi, educare, poate fi considerat ușor inoportun, însă din nefericire există această nevoie de educare și informare rândul publicului. Din cei aproape 8 milioane de participanți la pilonul 2 în prezent, există încă o parte consistentă, și nu negăm asta, de oameni care nu cunosc că sunt participanți, nu și-au accesat contul personal de pensie privată, nu-și citesc scrisoarea anuală de informare pe care o primesc inevitabil, pentru că legea ne obligă să o trimitem an de an, și nu au deci o cunoaștere, să spunem, consistentă asupra sistemului. De aceea noi am venit anul acesta, repet, pentru al patrulea an consecutiv, cu o campanie atât pe TV cât și online, care să reamintească tuturor participanților că își pot accesa absolut oricând, de oriunde, extrem de ușor, la fel ca un cont bancar sau la fel de ușor precum îți comanzi mâncarea acasă, să spunem, sau cum îți cumperi un telefon sau un laptop nou acasă, poți intra pe internet să-ți verifici și contul personal de pensie privată la administratorul tău. După ce ai luat un prim contact și ți-ai primit datele de logare, e foarte simplu, absolut oricând, de oriunde, să-ți verifici contul personal. Fie că ești participant la pilonul 2 de pensii, fie că ești la pilonul 3 de pensii. Practic, la fel ca o aplicație de online banking, este atât de simplu. Rulăm în acest moment două spoturi pe TV, avem campanie de digital care o să continue și la începutul anului viitor. Practic încercăm să venim cât mai aproape de participanții din toate mediile pentru a-i informa și a-i aduce mai aproape de banii lor până la urmă. Suntem, apropo de educația financiară, statisticile arată că suntem pe ultimul sau pe penultimul loc în Uniunea Europeană, așa că astfel de inițiative sunt binevenite și APA, Asociația pentru Promovarea Asigurărilor, derulează zilele acestea o campanie, știi totul despre asigurări și câștigi, o campanie cu premii, pentru că dacă despre asigurări se mai știe câte ceva, la pensii a fost un mare gol de informație și voi ați făcut un demers extraordinar în sensul ăsta. Mi-amintesc și de fostele campanii. Care sunt perspectivele pieței de pensii private în viziunea asociației pe care o reprezinți? Dacă totul merge conform programului, respectiv dacă legislația nu suferă alte modificări, este foarte previzibil faptul că anul viitor sistemul va depăși un nou prag în direcția maturizării sale, respectiv vom depăși foarte probabil 100 de miliarde de lei în administrare, deci peste 20 de miliarde de euro în administrare. Este un alt prag psihologic, să spunem. Sistemul devine din ce în ce mai mare,
rolul său în economie și externalitățile pozitive pe care le produce sunt din ce în ce mai ușor de văzut la nivelul piețelor financiare și nu numai. E foarte probabil că, și deja observăm asta pentru că ne întoarcem la subiectul inițial de plăți, volumul de plăți crește exponențial deja. Avem o curbă exponențială, așa că din ce în ce mai mult în fiecare an vom face plăți din ce în ce mai mari către beneficiarii legali. Ce a rămas foarte important de făcut în această direcție este adoptarea de către autorități a acelei ultime bucăți de legislație care să închide cercul, respectiv o lege de plată care să prevadă posibilitatea unor anuități viagere, la fel ca pensia din sistemul public, deci o sumă care să poată fi primită de participant pe toată durata vieții rămase după momentul pensionării, la fel ca pensia din sistemul public. Acesta este singurul lucru care lipsește în acest moment sistemului, plus, desigur, predictibilitatea legislativă la care am făcut apel în cadrul acestei discuții și respectarea angajamentelor din PNRR, respectiv continuarea creșterii contribuției la pilonul 2. Nu vă ascund faptul că am derulat discuții cu autoritățile în ultima perioadă, inclusiv în direcția suplimentării deductibilității fiscale pentru pilonul 3. Ultima oară creșterea acesteia a avut loc acum 12 ani, astfel că între timp creșterea salariului mediu pe economie, care a depășit deja un ritm de dublare, deci avem peste 100% creșterea salariului mediu pe economie în ultimii 12 ani, acest ritm a făcut destul de puțin relevantă deductibilitatea fiscală în prezent, astfel că o realiniere a acesteia pe baze economice mai actuale s-ar impune în măsura în care și impactul bugetar calculat nu este foarte consistent. Cam acestea ar fi temele noastre. Suntem la finalul emisiunii. Care ar fi cel mai important lucru de reținut din tot ce am vorbit? Intrați pe proprietardepensie.ro și verificați-vă contul de pensie privată online. Oricând, de oriunde, este mult mai ușor decât credeți. Să fiți aproape de banii voștri. Concluzia mea este că să ai două sau trei pensii e mai bine decât să ai una singură. Sunt Sergiu Costache, vă reamintesc că Ora de Risc e o emisiune despre și pentru clienții piețelor de asigurări și pensii private. Este susținută de revista Prim, portalul 1asig.ro și e difuzată în fiecare marți și sâmbătă de către RFI România. Tema au fost, zile au fost românii care au primit peste 1 miliard de lei din pensiile private. Iată o veste extraordinar de bună, iar aceste plăți vor deveni tot mai mari și mai numeroase în viitor. Sistemul are plasele de siguranță montate, fonduri de garantare și așa mai departe. Am povestit despre lucrurile acestea cu Mihai Bobocea, purtător de cuvânt al Asociației pentru Pensiile Administrate Privat. Nu uitați, pensia privată este o centură de siguranță. O să vă lămuriți de utilitatea ei în momentul în care veți ieși la pensie. Iar dumneavoastră rămâneți pe RFI pentru că urmează emisiuni din ce în ce mai interesante.